Când nu ți-e bine pe suflet, se recomandă să privești videouri cu pisici. Ele mereu îți vor ridica dispoziția și, în general, nu doar pisici. Orice animal poate vindeca rănile unui om. Doar că trebuie să recunoaștem, nu toate animalele sunt drăgălașe. Unele sunt periculoase, nimeni nu dorește să dea ochii cu ele. Însă, dacă le vezi doar pe ecran, nu e grav. De aceea, așează-te cât mai comod, pregătește-ți o limonadă, stoarce butonașul de like și haide să vedem despre ce este vorba. Să începem! Pare că acest pui de leu de mare își caută mama. Îți plac animalele sălbatice, locurile necucerite de oameni și vrei să vezi cum funcționează de fapt legea junglei? Intră pe canalul Red Zebra, linkul îl găsești în descriere. Încă o întâlnire uimitoare filmată cu camera video. Oare există ceva mai drăguț? Doar privește cât de ușor acești urși urcă pe copac. Pe plaja Spaniei a fost filmat un pește mai periculos. Se pare că șarpele a luat în ostateci broasca țestoasă. Se pare că această specie de broască țestoasă are cea mai frumoasă carapace. Doar privește dimensiunile acestei anaconde. Se pare că acești tipi au decis să-i ofere elanului o gură de bere. Acest stil neobișnuit trebuie să facă parte dintr-un dans sau arte marțiale. Tu ai văzut vreodată un păun albinos? Când rechinul de 10 metri a fost aruncat la mal, oamenii s-au unit și l-au împins în apă. Ursul fantomă e o specie rară care trăiește în pădurile Canadei, prin care e greu să treci. E o adevărată minune dacă reușești să-l filmezi. Dacă te jenezi să chemi pompierii ca să salvezi o pisică urcată sus pe copac, atunci să știi că în Australia ei au misiuni mai complicate. Un pui de leu de mare a decis să călărească o broască țestoasă. Acești tigri nu au bilete, de aceea trebuie să alerge din urma autobuzului. Aceștia sunt peștii Hippostomus plectotomus. Ei pot supraviețui fără apă până la 30 de ore. Broaștele țestoase nu doar încet se mișcă, dar și cad. Și morunii iubesc muzica. Când cineva uită de distanța socială. O cobră a intrat într-un templu hindus și s-a urcat pe altar.
unde se îndreaptă această gașcă noaptea? Iată cine la sigur iubește să iasă în evidență. Broaștele testoase mereu se ajută una pe alta. Acest șarpe trebuie să treacă un detox. Oare pentru ce luptă acești doi cameleoni? Privind această familie drăguță, uit că bufnițele sunt păsări prădătoare și periculoase. Doamne, ce dulceață! Un adevărat noroc de pescar. Un delfin s-a împrietenit cu un câine. Joaca lor a fost filmată de o cameră video. Și cum după să mănânci vită? Oamenii au decis să ofere gustări maimuțelor. Când ai de oferit prea multă dragoste. Broasca testoasă a avut nevoie de un pic de ajutor. Crocodilul s-a apropiat chiar de barcă. Acest pescar a prins un adevărat monstru de râu. Iată și viața matură. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii dacă aveți un animal de companie și ce rasă este. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și stoarceți butonașul de like. Pace tuturor! Vă pupă la Lime!